să se arate că logaritmul în baza 3 din 24 este egal cu 1 plus 3a, unde a mic este logaritmul în baza 3 din 2. Ce se întâmplă? Observați, nu ni se dă valoarea acestui logaritm în baza 3 din 2, de altfel se poate arăta că el nu este un număr rațional, adică este un număr zecimal cu o infinitate de zecimale neperiodice. Ne cerem însă să-l exprimăm pe acest logaritm în baza 3 din 24 în funcție de el. Observați că baza este aceeași, în schimb, aici era logaritm în baza 3 dintr-un număr prim, aici dintr-un număr compus. Haideți să-i aflăm descompunerea lui 24. Cum se face? Se împarte pe rând 24 la toate numerele prime, da? Începând de la 2 încolo. 24 se împarte exact la 2, dă 12. 12 se împarte exact la 2, dă 6. 6 se împarte iarăși la 2, dă 3. 3 nu se mai împarte la 2, următorul număr prim este 3. 3 se împarte la 3, 1. Am terminat. Prin urmare, 24 este cine? 2 la a treia, că 2 apare de 3 ori, ori 3, ori 3 la a întâia. Prin urmare, obținem logaritm în baza 3 din 24 egal cu logaritm în baza 3 din, cine am zis că este acesta, 2 la a treia ori 3, egal. Ce vom folosi pentru început? Știm că logaritm în baza A din produsul a două numere este logaritm în baza A din B plus logaritm în baza A din C. Deci egal cu logaritm în baza 3 din acest 2 la a treia plus logaritm în baza 3 din 3, egal. Aici avem o putere. De asemenea, știm că logaritmul în baza A dintr-un număr B la puterea n îmi scoate puterea în față, deci egal cu n ori logaritmul în baza A din B. Prin urmare, trecând 3 în față, obținem egal cu 3 ori logaritmul în baza 3 din 2 plus. Cât e logaritmul în baza 3 din 3? Din definiția logaritmului știm că logaritmul în baza A din B este un număr C, astfel încât acest B este A la C. Prin urmare, uitați cum calculăm logaritmul, ne zicem 3. La ce putere este 3? La puterea 1. Bun, ce mai facem mai departe? Păi hai să ne uităm ce zice problema. Spune, logaritmul baza 3 din 2 l-a notat cu A. Deci în loc de acesta punem A. Deci este 3A plus 1. Ia uitați exact ce ne-a cerut problema să demonstrăm.